Însă am stat și m-am gândit că m-a frământat zilele acestea un lucru. Știam că astăzi o să ne întâlnim și m-a frământat un lucru. Care este cea mai mare declarație rostită vreodată de cineva? Adică știți că declarația aia poate să facă, deci în urma acelei declarații se schimbă absolut tot. Și dacă ne gândim, care este cea mai mare declarație făcută vreodată? Nichita Stănescu are o declarație care spune așa. Zice, nu este așa, iubito, că dacă te-aș prinde odată și te-aș săruta în talpa piciorului, ai șchiopăta o săptămână de teamă să nu-mi strivești sărutul? Păi cine mai poate să egaleze declarația lui Nichita Stănescu despre dragostea față de o iubită, da? Cea mai mare declarație nu este a lui Nichita Stănescu, cea mai mare declarație de iubire, să zicem, nu este nici a lui George Șovu, care spune, zice, tu ești ca o melodie de aripi neterminată. Tu ești ca un fluture care îmi adie în geam. Tu ești, Doamne, și câte declarații extraordinare. Cea mai mare declarație de dragoste nu este nici măcar a cuiva când se căsătorește. Cea mai mare declarație nu este a unui păstor sau unui preot când oficiază căsătoria cuiva. Cea mai mare declarație rostită vreodată nu este nici măcar declarația drepturilor omului. Că spune, Doamne, există o declarație a drepturilor omului și toată planeta trebuie să se ia după ea. Nu este cea mai mare declarație rostită vreodată, nu este nici măcar când zâmbea domnul Iohannis că pe 25 decembrie când românii sărbătorea Crăciunul, el se bucura că a venit în țară vaccinul pentru coronavirus. Și cea mai mare declarație, vă spun, nu va fi nici când va ieși, nu știm cine, domnul Bill Gates sau alții, și va spune gata, s-a terminat cu coronavirusul. Nu. Cea mai mare declarație din istorie făcută vreodată a fost acelui mai mare om născut dintr-o femeie și totuși cel mai mic din cer. Adică al lui Ioan Botezătorul. Și cea mai mare declarație pe care a făcut-o omul acesta spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1 cu 29 partea B, cea mai mare declarație rostită vreodată în lume este iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este cea mai mare declarație, este nu numai a lui Ioan Botezătorul, este chiar declarația lui Dumnezeu. Declarația asta a făcut-o Ioan pe malul unui râu, a Iordanului, un râu cu apă destul de tulbure, murdară, în auzul mal multor evrei și a strigat dintr-o dată ceea ce i-a șocat pe evrei. Zice, iată mielul care ridică păcatul lumii, pentru că asta este nu numai cea mai mare declarație, dar este cea mai mare soluție. Cea mai mare soluție după care aleargă oamenii, cea mai mare soluție de care noi avem nevoie este declarația lui Ioan. Nu cea mai mare soluție a omenirii la ora actuală este, să zicem, nu știu ce, vaccinul. Și până la urmă, chiar dacă va fi, noi nu vorbim de el, dar uite, este la ora actuală în temă, da? Adică nu casa, nu banii, nu funcțiile, nu astea sunt prioritățile în viață, nici măcar ca să trăiești mult. Și prioritatea vieții este să cunoaștem pe mielul acesta care ridică păcatul lumii. Cineva a adresat lui Papa de la Roma o scrisoare în urmă cu mai mulți ani și a spus așa. A spus, Sfinte Părinte sau Suverane, cum i-a zis, nu veți putea să mai luați niciodată, zice, adresa de internet ca www.papadelaroma.com sau nu știu cum. Și a zis, pentru că m-am cumpărat-o eu. Și când cumperi o chestie de-asta de net, când scapă acum un hosting, se numește, când cumperi așa ceva, un web hosting, nimeni nu mai poate să-l cumpere, da? Și spune, am cumpărat-o eu, dar dacă vrei să ți-o dau, ție ca papă adresa, zice, care e cumpărată de mine, aș vrea să te rog să poți să înștergi câteva săptămâni din anul 1973. Păi și ce ziceți? Poate papa să facă lucrul acesta? Poate vreo biserică să facă lucrul acesta? Pentru că omul ăla, de ce vrea săptămâna aia? Sigur avea o mulțime de păcate sau greșele atunci. Pentru că vreau să înțelegem încă o dată cu toții. Oamenii păcătuiesc și păcătuiesc foarte mult. Și-au păcătuit întotdeauna. Și păcatul ne desparte de cer. Păcatul ne condamnă la o pedeapsă veșnică. Păcatul ne condamnă la moarte. Păcatul este neascultare. Pentru că Adam și Eva asta au făcut, au păcătuit. Și păcatul a fost neascultarea față de ceea ce le-a cerut Dumnezeu. Și pentru că a intrat păcatul în lume, omul a trebuit să fie despărțit de Dumnezeu. Și foarte mult timp omul nu mai avea intrare la Dumnezeu.
Eu nu înțeleg cum oamenii astăzi pot să trăiască, să zicem, cu povara imensă de păcate. Bine, păcatul nici nu-i mai roade pe ei, nu se mai gândește la nimic. Dar eu nu înțeleg cum oamenii pot să, nu numai că să trăiască, să fie fericit să se mândrească cu ele. Că e dulce păcatul ca siropul, dar oricât de mult sirop ai bea, da? Tot flămând ești. Eu vă spun, poți să bei 15 kg de sirop, că după aia te roade stomacul și îți vine să mănânci și cuie de 15, că este foame. E, asta face păcat. Și acum, pentru că exista păcat în lume, păcatul a venit o despărțire între om și Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a creat omul ca să stea despărțit de el. Dumnezeu a creat omul ca să stea împreună cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a căutat niște soluții, da? Și prima dată Dumnezeu vine și instituiește niște jertfe. Și găsim așa, în Exodul, în capitolul 12, de la 3 la 5, se vorbește despre meii robiei. Nu mai spun acum. Trebuia în robia aceea să aduci un miel ca jertfă ca să poți să ieși din Egipt, da? Mai târziu vine Domnul și îi spune lui Moise în Levitic 3, în Levitic 4, îi vorbește despre miei religiei iudaice. Și trebuia să aduci un miel ca jertfă de mulțumire, trebuia să aduci un miel ca jertfă de ispășire și evreii știau lucrurile acestea. Și acum vine dintr-o dată Ioan și când vine Ioan strigă, zice, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii, păi dintr-o dată evreii rămân șocați pentru că ei știau așa. Pentru noi astăzi nu este un șoc să auzim că Iisus ridică păcatul omenirii, dar pentru evrei era șocant. Cum adică un om? Păi noi știm până acum că Dumnezeu ne-a poruncit să moară mii și noi am tăiat batalioane de mii și pe vremea lui Hristos, Caiafa și cu Ana aveau la poalele Ierusalimului în apropiere de Betlehem că păstorii aceia care vedeau noaptea la miei, păzeau miei turmei templului. 2 milioane de oi aveau ăștia, că trebuia să aducă sacrificii și nu venea Răzvan, Sene, Rodi sau eu cu mielul din România să-l jertfesc la Ierusalim. Îl cumpărăm de acolo. De la cine? De la mari preoți. Cum vând ăștia acum la biserică butoaie de aiazmă sau, nu știu, lumânări sau cine știe ce să zic. E, vedeți? Acum vine Ioan și spune, iată mielul. Păi zice, cum poate să fie mielul un om? Nu este posibil așa ceva. Și Ioan vine și spune acolo, zice, aici este cineva care are o mărturie extraordinară, dar zice, printre voi nu trebuie să fie niciunul care să n-aibă mărturia aceasta. Și aș putea, știți ce spune Ioan? E cineva care nu crede mărturia mea? Păi dacă nu credeți, zice, fiți atenți mai departe. Și Ioan Botezătorul, care apare la începutul Evangheliei, la începutul Noului Testament, am putea să spunem că este un pod între Vechiul Testament și Noul Testament. Și mai ales declarația asta foarte frumoasă. El este un profet ca și Ilie. El este o voce, dar nu e o voce oarecare. Știți cine e Ioan Botezătorul? Este vocea directă a lui Dumnezeu. Este vocea lui Dumnezeu care strigă în pustie. A acelui Dumnezeu care 400 de ani n-a mai scos niciun... Deci n-a mai vorbit Dumnezeu, nu? N-a mai spus nimica. 400 de ani au așteptat evreii să spună Dumnezeu ceva și acum vine Ioan și strigă, că știți ce strigă primul lucru din partea lui Dumnezeu? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De-aia v-am spus că este cea mai mare declarație din istorie. Și spune Ioan, neteziți-i calea Domnului. El știa că spunea în Isaia, în 40:3 acolo, despre Domnul și vreau să vă spun un lucru frumos înainte să intrăm în ideile de la predică. Aici unde zice neteziți calea Domnului în Isaia, dar și aici în Evanghelie, Domnului este scris cu majuscule. În Biblie noi știm că Domnului, că Dumnezeu e o crăpă pocăiți când scrie Dumnezeu și cu D mic. Scrie mă întreg. Păi evreii, orice cuvânt, evreii, masoreții biblici, când scria, copiau Bibliile, când apărea cuvântul Dumnezeu, după ce, înainte să scrie cuvântul Dumnezeu, se băga într-un butoi, făcea baie, se spăla, scria cuvântul. Venea mai scria 10 versete, mai apăra Dumnezeu, iar făcea baie. Și evreii în Talmud nici nu pomenește numele lui Dumnezeu de teamă, numai Sfântul Unic vorbește. Și noi am ajuns astăzi să scriem pocăiții pe mesaje, peste tot, Dumnezeu cât de mic. Nici măcar cu de mare, nici măcar întreg. Este blasfemie lucrul ăsta și vreau să înțelegem cu toții că n-aveam de gând să vă spun niciodată nu prescurtați numele lui Dumnezeu, nu scrieți cu de mic nici Domnul, nici Iisus, nici nimic. Și acum, Dumnezeu am spus că era în Isaia 40:3-5 acolo, Domnul este scris cu majuscule. De ce?
Pentru că El este creator, El susține universul, El este suveran, El este stăpân, El este atotputernic, El este atotștiutor, El este începutul și sfârșitul și de-aia este scris cu litere mari. Ei bine, în Evanghelia aceasta după Ioan, unde spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, da? Aici unde spune despre Fiul lui Dumnezeu, iar este scris, să zicem, cu majuscule. De ce? Pentru că omul ăsta, Iisus, mielul este scris cu majuscule, mielul este creator, pentru că mielul este de la început, pentru că înaintea lui n-a mai fost nimeni. Iată mielul. Și acum, haideți să vedem cine este acest miel, cine oferă acest miel. De ce vine Ioan și face cea mai mare declarație din lume, iată mielul lui Dumnezeu? Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm în seara asta este următorul. Iată mielul lui Dumnezeu, singurul care trebuie urmat, da? Adică zice, iată pe cine trebuie voi să urmați, așa, singurul. De ce zice iată mielul? Pentru că știi ce, când zice, mă, iată pe nu știu cine, adică ce zice? Uite-te la ăla, privește-l pe ăla. Și Ioan vine și spune așa, priviți-l, la el trebuie să vă uitați, iată mielul lui Dumnezeu, la el trebuie să vă uitați de acum, pentru că nu la mine trebuie să vă uitați, ci trebuie să vă uitați la Iisus. Pentru că eu sunt mic și el este mare, este atât de mare, spune Ioan, este atât de măreț, el este totul și eu sunt nimic. Asta este decizia lui Ioan, spune, ascultați mărturia acestui om. Iată mielul acesta după care voi trebuie să umblați de astăzi înainte și ascultați de ceea ce vorbește Dumnezeu prin el. Când vine și spune, iată mielul, este singurul care trebuie să fie urmat, nu alții. Este adevărat ce spune Ioan? Ce zice? Da, este adevărat. Pentru că el nu vorbește de la el și el vorbește de la Dumnezeu. Acum, noi, da, putem să vorbim de la Dumnezeu. Eu, de exemplu, alții când predicăm, vorbim, noi spunem, citim din Biblie, spunem anumite lucruri de la noi, spunem, vorbește Domnul. Dar aici, Dumnezeu în persoană i-a spus lui Ioan, când vei vedea că coboară chipul de porumbel, acela este Mesia, acela este mielul, acela este Mântuitorul și Domnul a vorbit. Și cu atât mai mult Ioan, care l-a auzit pe Dumnezeu și a văzut cum se coboară porumbelul, a făcut îndemnul pe el, trebuie să-l urmați. Și noi trebuie să știm lucrul ăsta. Mielul lui Dumnezeu este singurul din istorie care trebuie să fie urmat, să zicem, ca mântuitor. Iată mielul, știți ce e asta? Iată, zice, răsare o stea. Iată indicatorul, iată calea pe care trebuie să mergem. Pe calea aceasta trebuie să fim cu toții. Și când a strigat Ioan, iată mielul, el a zis așa, uite, el este, acum zice, priviți-l pe el. De ce priviți-l pe el? Pentru că nu trebuie să fie confundat. Când a spus, iată mielul, a spus, măi, luați cu aminte, de ce? Ca să nu confundați vreodată, că vor încerca și alții să vină ca miei, dar ăsta este mielul lui Dumnezeu. Că vor încerca și alții să vină ca profeți, dar voi nu trebuie să umblați, să urmați pe un altul, trebuie să vi-l întipăriți în minte, în ochi, să fie repere în inimă. El este cel ce merită toată închinarea, el este cel ce merită toată adorarea, el este cel ce merită toată cinstea, toată iertarea. Vine de la el. El rezolvă toate problemele. Zice, nu a unui singur om și a omenirii, că vedem în seara asta, pentru că el este singurul fiu de Dumnezeu. De aceea, dacă auziți vreodată când vine cineva, vorbește de nu știu ce profet, de nu știu, de Mahomet, de alții, nu. Iată mielul, de ce? El este singurul Mesia. De fapt, noi știm că este un Mesia. M-a durut foarte mult când am văzut că în 2019, în ianuarie, evreii, când au ars niște lemne la marginea zidului plângerii, l-au declarat un rabin evreu. Eu l-am auzit cu urechile mele și l-am văzut. A spus un rabin evreu așa. Noi nu vom crede în Iisus ca Mesia, nici dacă ar trebui să mai trecem încă o dată prin Auschwitz. M-a durut lucrul ăsta. Ei speră, ei cred că va veni al miel, că va veni al Mesia, dar nu. Singurul Mesia care a fost vreodată dat istoriei a fost Iisus care s-a născut în Betleem, slăvit să fie numele Lui. Este singurul care poate să aducă speranță, singurul care aduce iertare, da? El este, mielul acesta trebuie să fie privit cu atenție. De-aia ne spune Ioan, măi, iată mielul, uitați-vă! El era cu Ioan, cu ucenicii lui. Și a spus, de acum încolo, uitați-vă la mielul acesta și nu-l veți confunda după aceea cu nimeni, cu nimic. Vine Ioan și spune, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru, fiți atenți, stă unul căruia eu nu sunt vrednic să-i descalț nici sandalele, nici cureaua de la sandale, spune.
numai robii descălțau sandalele stăpânilor și robii n-aveau voie să... Cât, orice s-ar fi întâmplat, robii n-aveau voie niciodată să dea niciun sfat, nicio povață stăpânilor. Și Ioan vine, eu sunt rob, eu nu pot să dau vreo povață pentru că unicul care trebuie să fie urmat este Iisus Hristos. Vine și le spune evreilor, lângă voi stă unul, mielul acesta, unul ăsta înseamnă că este unic, n-are asemănare, n-are egalitate. Aici stă unul pe care, am mai citit și în seara asta și le spune Ioan, aici stă unul, conform Isaia 53, pe care voi nu îl băgați în seamă, dar este atât de superior față de mine. Nu mă mai întrebați dacă eu sunt trimisul, că veneau oameni și întrebau, Ioan, dar tu ești acela trimisul? Nu, 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 zice, uite, nu eu sunt prorocul, nu, nu eu sunt cel despre care vorbește Biblia. Iată mielul, pe el trebuie să-l urmați. Să priviți la acesta, la inegalabilul acesta, la trimisul acesta. Iată mielul, sună că Dumnezeu a venit ce? Să se transforme în carne. Asta este chintesența, aș putea să spun, a întrupării lui Mesia. De-aia s-a născut Hristos, ca să fie miel de jertfă. O să revin puțin asupra asta, ca să poată, de ce să fie miel de jertfă? Să ridice păcatul unui. Și pentru asta merită ca să fie urmat. La început, spune Ioan, zice, la început a fost cuvântul și cuvântul ce a făcut? Cuvântul a devenit carne, da? Cuvântul s-a făcut trup. Și cuvântul ăsta a fost înainte de Avram, ca să înțelegeți voi evreilor. Și cuvântul ăsta a fost înainte de Adam, ca să înțelegeți toată planeta. Și cuvântul ăsta care s-a făcut trup a fost Hristos, care este dinainte de tot. Și dinainte de Buddha, și dinainte de Confuciu, și dinainte de Mahomet, și dinainte de Hare Krishna, și de Ellen White, și de Papa Francisc, și de cine vrem noi. El este înainte de toți, chiar și de Moise. Și acum, unicul acesta, mielul acesta unic care trebuie să fie urmat, are cel mai înalt rang, regele regilor. Este cel mai înalt, cel mai suprem și pe lângă toate este etern. Acum înțelegeți ce declarație, păi mai poate fi vreo declarație mai mare în univers decât aceasta, ce declarație superbă a făcut Ioan. Și acum înțelegem noi în fața cui stăm la biserică, a Dumnezeului unic, etern, inegalabil, a unui Dumnezeu măreț și noi venim de multe ori cu aere, cu ifose, cu nu știu ce, de parcă Dumnezeu ar fi la dispoziția noastră, da? Acum, eu vă zic că le spuneam la niște prieteni de-ai mei, măi, Hristos este atât de unic, de măreț, încât mintea umană nu putea să-L inventeze. Păi noi nu suntem în stare să inventăm, nu știu, a inventat microchipuri, inteligența artificială, dar un mântuitor capabil ca Hristos. Uitați-vă numai în Biblie când vorbește de iertare, de bunătate, de dragoste, de... este cel care n-are niciun cusur. Ăsta este mielul lui Dumnezeu. Niciun om nu poate să fie mielul lui Dumnezeu. De aceea spune că Domnul când s-a uitat din ceruri și s-a uitat, n-a văzut pe nimeni care să fie capabil și când a spus, iată-mă, trimite-mă, l-a trimis pe Domnul că a fost singurul care a putut ca să intre în lumea aceasta, da? Și Hristos a intrat în lumea noastră ca noi să intrăm în lumea Lui, vorba lui Spurgeon. Și vin ucenicii acum la Ioan și el vine și le spune... De astăzi înainte, gata, eu trebuie să mă fac mic, eu trebuie să dispar, el trebuie să crească din ce în ce mai mult și de astăzi înainte voi trebuie să puneți preț pe el, să-l urmați pe el, să fiți alături de el. Eu am fost podul, zice, și podul acesta se sfârșește ca un pod. Cât are un pod? Treci în câteva minute peste el, după un țăr pe altul. Deci zice, Iisus este țărmul celălalt pe care trebuia să ajungeți, țărmul celălalt pe care trebuie să mergeți. Iată mielul lui Dumnezeu. Și știți ce spune Ioan până asta? Când zice, iată mielul, urmați-l pe el și lăsați-mă pe mine. Și stăteam și mă gândeam de multe ori, noi în bisericile noastre, știți ce spuneam? Bă, trebuie să ne urmați pe noi. Trebuie să urmați nu știu ce doctrină. Adică noi vrem, Domnul Ioan vine și spune, măi, eu nu vreau să fiu cineva, vorba americană, eu nu vreau să fiu somebody, nu, nu, nu. Eu nu vreau să fiu sub reflectoare, zice, urmați-L pe El, Hristos, să fie sub reflectoare. Și noi încercăm. Noi știți ce zicem? Oh, păi dacă ne ascultați de ce spunem noi la biserică, mă? Păi dacă ne ascultați de ce zic pastorii, păi dacă ne ascultați de ce zic preoții, mă? Păi dacă ne ascultați de Sfânta Biserică, mă, de doctrină, mă, de ce zice președintele, mă? Păi dacă ne ascultați nu știu ce... Știți de cine trebuie să ascultăm? De Domnul și pe El să-L urmăm.
Dacă ne ascultați de biserică, știți ce spune biserica tradițională în România, biserica ortodoxă? Biserica e singura care să poate ierta păcatele. Fugi de aici! Hristos este singurul care poate să ierte păcatele. Și vă spun de ce. Pentru că a fost singurul fără vină. Biserica ortodoxă, penticostală, evanghelistă, baptistă, vorba la unii. Biserica, orice biserică ar fi adventistă, orice denominațiune, este plină de păcate și nu poate ierta un singur păcat pentru nimeni. De aceea îi mulțumim. Iată mielul, el trebuie să fie urmat. Atâtea lucruri, trebuie să urmezi așa, nu ești ca noi, nu te mai primim în biserică. Păi asta este, cum să vă spun eu, când cineva vine și spune numai așa e calea, numai așa trebuie să mergi, numai cum spunem noi în nu știu ce, în statutul nostru, în habar n-am. Păi vă zic sincer, lucrul acela este blasfemie. Domnul să ne ajute că blasfemie este când cineva, o biserică, spune că iartă păcate. Nu, numai mielul Dumnezeu a murit pentru păcate, numai El poate ierta pentru păcate. El este singura cale spre cer. De aceea trebuie să-L urmăm. Este singurul dintre, cum să spun, dintre toți oamenii care trebuie să fie urmat de oricine. Copiii mei mă urmează pe mine, poate nu urmează pe altcineva, da? Elevii la școală își urmează profesorul lor, biserică își urmează pastorul lor, dar toată lumea la un loc, unul singur este cel pe care trebuie să-l urmăm. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și știți ce fac pastorii? Ce fac filozofii? Ce fac consilierii, televiziunile, media? Ce vin? Zice, uite o cale de urmat, uite, trebuie să faceți așa, uite, trebuie să ne urmați astea. Pe cine să urmăm? Am văzut acum o trăznaie, n-am avut timp ca să mi-o scot, că vă spuneam. Există un deputat care a ajuns în Parlament acum din partea USR, unui om bun, ai nu știu câți ani are. Ce nume, mă, auzi, să te cheme nu știu cum. Și atât o ironie a făcut pe Domnul Iisus că de Crăciun, că s-a născut nici măcar dintr-o relație, că... Adică numai că nu l-a făcut ei pe Domnul Iisus de Crăciun, l-a trăznit cineva după aia... Bine i-a făcut cineva din rândul creștinilor. Atâta ironie, mă. Și ce vrei, mă, să te urmezi pe tine, mă, care nu juri cu mâna pe Biblie sau nu știu ceva și care ironizezi pe Dumnezeu? Nu. Noi îl urmăm pe Dumnezeul nostru. Amin? Noi nu urmăm un om, oricine ar fi el, nici cel mai mare predicator din România, nici al tuturor timpurilor. De ce? Pentru că omul ca și noi poate să fie orb și Biblia spune când un orb călăuzește pe alt orb, ce face? Păi știi ce spune Moise la un moment dat? Îi spune, Doamne, noi nu plecăm de aici fără Tine și îngeri dacă ne trimiți? Nu! Nici îngeri. Rețineți ce spune, că spune Moise chestia asta. Îngerii dacă vin aici, noi nu plecăm cu un înger înainte, că noi nu te urmăm decât pe Tine. Nici pe Gavril. O, ce tupeu a avut Moise ăsta să spună, mă, așa ceva. Și nu... Păi și de-aia este singurul. De aceea Ioan zice, nu vă uitați niciodată la mine. Uitați-vă întotdeauna la Hristos. Și eu spun la fel, nu vă uitați, că eu fac tâmpenii, fac prostii, vorbesc, fac atâtea. Dar Domnul este Cel pe care trebuie să-L urmați și noi pe El trebuie să-L arătăm lumii. Noi știți ce facem? Arătăm programe, dogme, clopotnițe, picturi, icoane, abar n-am, porumbei pe pereți, predici, nu știu ce arătăm noi, tot arătăm. Dar oamenii n-au nevoie de asta. Oamenii au nevoie de unicul miel care trebuie să fie urmat. Amin. El a fost sfânt, cum n-a mai fost nimeni niciodată. Știți ce strigă cerul despre El? Sfânt, 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 sfânt este Domnul. Asta strigă cerul despre El. Și acum aș vrea să ne gândim puțin la chestia asta. Nu te temi că urmezi alte căi? Nu te temi că este singurul, dă-l înapoi Sefora, este singurul care, pe care trebuie să fie urmat și noi mai ne ducem și după alte lucruri, și după alte căi. Nu ne temem de chestia asta, nu te temi că nu asculți de Domnul în totalitate, nu te temi că încă te mai vezi, să spunem tu, și nu se vede numai El, nu te temi de asta, că asta înseamnă mândria. Domnul să ne ajute să învățăm. Al doilea lucru, în declarația aceasta, iată mielul, singurul care poate ierta păcate. Iată mielul singurul care poate ierta păcate. Spune în Leviticul, da, că se aduceau jerfe și după aia spune și Biblie că sângele taurilor, țapilor, boilor, mieilor, berbecilor, nu poate să ierte păcate. Noi știm lucrul acesta.
Banii nu pot să ierte păcate. Icoanele nu pot să ierte păcate. Coliva cum cred unul, lumânările, indulgențile lui Papa de la Roma, biserica, cum v-am spus adineaori, nu poate să ierte nici măcar un singur păcat. Pastorii, preoții, nu pot să ierte păcate. Și de ce lucrul acesta? Pentru că uite ce spune în 1 Ioan 3:5 și vreau să citim versetul acesta. 1 Ioan 3:5. Știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. De ce este singurul care poate ierta păcate? Pentru că n-a avut păcat, oameni buni. E atât de simplu. Când vin unii și îmi spun mie, zice, bă, cum adică, mă, zice, numai Iisus iartă păcate și Buddha nu? Nu! Că Buddha a fost ca mine și ca tine și a avut păcate. Ellen White a fost ca mine și ca voi și a avut păcate. Ăsta de la Mormon, Joseph Smith, a fost ca mine și ca voi, a avut păcate. Ăștia care au întemeiat Bahai, care vin tot felul de religii, a fost ca mine și ca voi, cu păcate. Moise n-a putut să ierte un păcățel, deși a fost cel mai mare proroc pe care l-a avut vreodată evrei. Pentru că el a avut păcate. Și mulțumim lui Dumnezeu că singurul în care nu s-a găsit păcat a fost Iisus Hristos. Mielul ăsta a trebuit să vină. De ce? Că înțelegeți acum de ce s-a întrupat. Pentru că trebuia fără să fie fără prihană, că noi știm. Că noi știm că în momentul în care se cercetau miei, se cerceta ca să nu aibă niciun cusur, da? Acum mă gândeam eu la lucrurile astea, astăzi spune să vină aici. O fi avut, mă, Mahomet, păcate. Păi și atunci de ce zic musulmanii că trebuie să fie urmat Mahomet? O fi avut? Și nu mai vreau să spunem acum că sunt atâți întemeietori de religii. Da? Acum știți ce le arată Ioan? Fiți atenți, două lucruri semnificative. Sunteți aici, da? Știu că mai sunteți cu echipă Maia, dar măcar cu urechile fiți aici. Două lucruri semnificative pe care le arată Ioan evreilor. Le arată așa. Iată singurul care poate ierta păcate. Adică ce înseamnă asta? Iată singurul om care este Dumnezeu și iată singurul Dumnezeu care poate să moară. De ce? Este șocant când ne gândim la astea. A devenit miel, da? Dumnezeu a devenit miel ca să poată să fie înjunghiat. Toți miei de pe pământ puteam să-i tăiem pe toți odată. Nu putea să ne ierte păcatele. Niciun om nu putea să-și plătească păcatelor lui. Și atunci neprihănirea nu era decât în Dumnezeu. Diavolul pusese în robie omul și spunea lui Dumnezeu, păi da, dar tu nu-l lași pe om ca să aleagă. Și zice, dacă îl forțezi, cum îl forța Zamol, se aruncă-te în sulițe, cum făcea Neptun, aruncă tinerii în mare, cine știe ce alte. Și atunci zice, diavolul râdea și spunea lui Dumnezeu, da, nu mai poți să recuperezi omul. Și a spus, bă, recuperez. Diavolul nu i-a trecut până cap vreodată că Dumnezeu are planul ăsta. Zice, eu o să mă întrupez în om. De ce? Ca omul să fie neprihănit în gura lui, nu s-a găsit niciun vicleșug, n-a avut niciun păcat Iisus Hristos și El va fi adus jertfă și astfel voi salva din nou omenirea. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Apoi mai ne arată Ioan când zice aici încă un lucru semnificativ. Toată lumea o să beneficieze de jertfa lui și o să mai revin puțin asupra asta. De acest miel, de acest Mesia, toată lumea, evreii au fost șocați când spune, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul la întreaga lume. Evrei, cred că au făcut din capăt, băi, nu vine să crede. Cum poate să spună Ioan așa ceva? Asta este blasfemie. Așa ceva nu se poate. Pentru că vă zic de ce. Evreii, când tăiau un miel de Paști, ei știau că mielul ăla, dacă citim în Biblie, zice, mielul ăsta poate ierta păcatele cui? A unui singur individ. Fiecare om trebuie să aducă mielul. Sau unei familii. Și atunci eu mă duceam ca bărbat, capul familiei și jerfeam un miel pentru familia mea. Dar mielul nu putea fi pentru tine Răzvane, pentru tine Sene, pentru cine să mai zic, pentru Sefora, pentru Maia. Trebuia să-și aducă și ei câte un miel. Și atunci tu ți-aduceai mielul tău, tu ți-aduceai mielul tău, ăla și-aducea mielul lui. Și acum vine Ioan și spune, iată singurul miel care ridică păcatele la toată lumea. Ăștia evrei au făcut niște oi cât cepele să le iasă. A zis, cum poți să spui așa ceva? Și a spus, da, pentru că El este singurul om Dumnezeu care va muri. Pentru că niciun Dumnezeu n-a murit niciodată. Și pentru asta este cel mai măreț Iisus Hristos și trebuie să-L iubim din toată inima. Toată planeta va beneficia de păcate, de iertarea păcatelor, nu numai voi evreilor. Și noi știm lucrul acesta, nu mai citesc acum, spune la un moment dat tot evanghelistul Ioan într-una din epistolele sale, zice, nu numai pentru neamul evreilor, numai pentru neamul acesta a venit ca să moară, zice, mielul acesta care este Iisus Hristos. Și a venit să moară pentru întreaga lume. Și fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea întreagă și a dat jertfă pentru lumea întreagă. Și de-aia noi uneori mă gândeam, bă, cum îi înjosim noi pe alții, mă, cum privim noi pe alții? Și Dumnezeu a murit și pentru ei. De-aia ce a spus și Răzvan în seara, ne ajute Dumnezeu să iubim toți oamenii, că Dumnezeu este Cel care iubește pe toți. Iată, singurul miel care ridică păcatele este, atenție, mielul lui Dumnezeu, nu mielul lui Moise. Păi cine spunea să aduci un miel de ispășire la marele preot? Moise. Și a spus, nu, ăsta este un altul. Ăsta nu este nici măcar mielul, și vă spun, nu e nici măcar mielul lui Avram, nu este nici măcar mielul lui, cum să vă zic, nu este nici mielul lui Caiafa, nu este mielul nici al nimănui, al niciunui om, nici al lui Ioan, zice Ioan Botezător, nu e mielul meu, nu e nici mielul lui Nicu Geantă, ăsta este mielul Dumnezeu. Știți ce înseamnă mielul lui Dumnezeu? Știți ce înseamnă mielul Dumnezeu? Înseamnă că mielul ăsta a fost ales de Dumnezeu. Noi știm că de câte ori se făcea ispășire pentru iertarea păcatelor, un bărbat trebuia să ducă în turmă. Trebuia să ia un miel, să fie foarte atent la el, să n-aibă niciun cusur, nicio pată, niciun defect. Și îl ducea la marele preot la templu. Când ducea la marele preot la templu, la preotul de la templu, ăsta lua, îl întorcea pe toate pețele, îl analiza, să uită dacă ai vreun cusur. Și putea să-ți spună, ai fost neatent, am văzut un cusur. Și atunci preotul, dacă vedea că n-are cusur, mielul era acceptat și îl aducea în jertfă. Și pentru că n-avea cusur, jertfa era acceptată de Dumnezeu. Ei, gândiți-vă că acum cel care alege mielul de jertfă pentru păcatele lumii este Dumnezeu. Deci n-are cum să aibă vreun cusur. Că Dumnezeu a ales lucrul acesta cu mare atenție, da? Pentru că altfel n-ar fi fost acceptat. Aici alegerea o face Jehova, Dumnezeu Creatorul din ceruri. Și pentru că o face, știți că de unde știu eu că mielul ăsta este acceptat? Păi un miel. Un miel se aducea jertfă pentru ispășire. Și marele preot mergea cădelnița, cânta cu sfinții îngeri, cu heruvimii, cu ce era acolo. Dar cu sfoara la picior. Că dacă marele preot era necurat, murea acolo și jertfa nu era primit. Și atenție, Iisus Hristos a murit și a înviat din mormânt. Și asta ce înseamnă? Că jertfa lui a fost primită. Pentru că marele preot, când ieșea afară, tot poporul striga, ura, Dumnezeu ne-a iertat păcatele. Jertfa a fost primită. Și acum, când înviază Hristos, nouă ne arată că n-a fost nici locuința morților, n-a putut ca să-L țină pe Domnul. Și nouă ne arată lucrul acesta, că Dumnezeu a ales mielul, că Dumnezeu a primit jertfa, că eu, tu și întreaga lume putem să avem păcatele iertate, slăvit să fie numele Lui. Deși, la un moment dat, vine și, înțelegeți, mielul ăsta nu mai poate să fie refuzat. Nu poate fi refuzat de nimeni, sau poate să fie refuzat, dar au fost persoane, inclusiv în vechime. La un moment dat zice Caiafa, spune așa Caiafa, zice Ioan în Evanghelia după Ioan. Zice, oare, zice, nu vedeți, este mai de folos întregului popor să moară unul singur decât să moară întregul popor? Da? Și englezii zic aici decât să piară, să zic, întregul poporul. Și adică cum să moară unul singur pentru întregul popor? Da? Pentru că, hai să vă mai spun ceva, pentru că Hristos a murit pentru toți ca să ne unească pe toți să fim un singur trup slăvit să fie numele Lui. Jertfa de ispășire este atunci când Dumnezeu privește, să zicem, cu mulțumire și când Dumnezeu înlătură întregul păcat. Și în Iisus Hristos a fost înlăturat tot păcatul omenirii. John Piper spunea, dacă păcatele tale vor fi, vor fi îndepărtate, iertați-mă, Dumnezeu se va uita satisfăcut către tine. Și dacă vreau ca Dumnezeu să zâmbească, să uite satisfăcut către mine, eu sunt dator ca să merg la jertfă, la mielul de jertfă, la Hristos și să cer iertarea păcatelor. Iată mielul care ridică păcatele lumii. Fiți atenți, spune, care ridică păcatele lumii. Dar când le ridică? Sau câte ridică? Păi ce ridică? Câte 50, 100, 300, 3000? Cât nu? Ridică toate păcatele lumii. Și aici, mielul acesta, când zice, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatele lumii, trebuie privit așa ca sacrificial. Pentru că este singurul care are capacitatea de a ridica toate păcatele. Nu care va putea să ridice, nu, și este cel care le ridică. Nu mielul care o să ridice cândva, nu, și cel care le-a ridicat, care ridică.
Adică nu care ar fi posibil să ridice. Și asta înseamnă că 100% ridică toate păcatele. Și de ce zice ridică? Pentru că dacă ridică păcatele care sunt o povară asupra ta, tu vei fi liber. Tu vei putea să mergi, tu vei putea să zbori, să zburzi, iertați-mă, să zbori ca pasăre, am vrut să zic, și să zburzi ca viței îngrași, că asta spune Biblia. Pentru că nu există îndoială în jertfa lui Hristos. De-aia noi nu trebuie ca să ne înduim. Nu există superficialitate în jertfa lui Hristos. Nu există nimic incomplet. De-aia nu mai trebuie ceva adăugat. Și oamenii știți ce zic? Păi zice, mă înduiesc că jertfa aceasta ar fi completă și mai adăugăm ceva la ea. Hai să mai pun o lumânare, hai să mai pun o colivă, hai să mai pun o icoană, hai să mai beau un bidon de 2 litri de ce, de 8 litri de aiazmă să bolborosească în burtă ca să mă sfințesc. Hai să mai țin o zi de sărbătoare, sabatul. Hai să fac nu știu ce. Păi știți ce înseamnă asta? Hai să nu știu ce mai pun oamenii. Nu, nu, nu. Dacă ar fi așa. Hai că femeia nu intră în cer, nu este mântuită decât dacă naște de la 10 copii în sus sau cine știe cum pune alții. Păi dacă ar fi fost așa, nu mai murea Hristos. Deci jertfa lui este suficientă și trebuie să credem în ea. Și nu vrem ca să ne îndoim de ea, pentru că noi nu ne putem îndoi că Domnul iartă păcatele. Evreii s-au îndoit, tocmai de-aia l-au ucis pe Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu al evreilor, nu al românilor, nu al penticostalului sau creștinul după Evanghelie, nu al adventiștilor, ci la toată planeta, oricine ar fi. Îi mulțumim pentru Dumnezeul acesta minunat. Îi mulțumim pentru mielul ăsta. Este mielul universal, iubiților. Este o declarație extraordinară pe care am auzit-o astăzi. Și mielul ăsta, Hristos, este prea mare încât să încapă într-o singură religie sau într-o singură biserică. Și deși e atât de mare că nu-l încape întreg universul, poate să încapă într-o inimă mică, murdară ca a mea și a ta. Și mulțumim pentru că este singurul care poate ierta păcatele. Al treilea lucru, că o să trecem mai rapid. Iată mielul, singurul care biruie în orice luptă. Păi, dar noi mai avem eșecuri, avem căderi. Deci sunt atâtea situații în care, până la urmă, a fost, dacă ne uităm în mitologia greacă, inclusiv zeii au fost învinși de nu știu cine, chiar și de pământeni. Păi Iisus Hristos n-a putut să fie învins și nu va fi învins de nimeni niciodată. Nu va fi nicio bătălie pe care să o piardă. De-aia spune în Romani Pavel că oricine este strâns de mâna lui Dumnezeu, nimeni nu mai poate să ne smulgă. Nici coronavirusul, nu știu cine, nu mai poate chestiile astea. Nici oricine ar veni, nici Antichrist. Hristos a biruit toți vrăjmașii pe care i-a avut, chiar dacă a murit. El i-a biruit și pe Caiafa și pe Ana. Caiafa, v-am mai spus, cred că și-a pus în coșciug piroane de 18 cm cu care a fost răstignit Hristos. Pentru că Pilat s-a aruncat într-un râu și s-a înnecat pentru că a fost biruit până la urmă. Napoleon, când pe patul de moarte a spus, Galileene, eu am crezut că pot să câștig lumea prin forță și n-am reușit, dar tu ai câștigat-o prin dragoste. Ai biruit și Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. De-aia a venit mielul ăsta, că știa că nimeni nu-i se poate împotrivi. A biruit, nu numai că a biruit toate luptele, a biruit boala, că v-am citit mai devreme în Isaia 53, că spune că suferințele noastre le-a purtat pe lemn și în numele Lui suntem tămăduiți, vindecați de orice boală. A biruit necredința. Pentru că atâția atei i-a schimbat Hristos, a biruit orice barieră ridicată împotriva fiilor lui Israel, Dumnezeu dintotdeauna, și a biruit orice barieră ridicată împotriva bisericii. Și mai mult decât orice, nimeni n-a făcut niciodată, a biruit boldul morții. Știți că a înviat pe fiica lui Iair, că asta ne arată că mor și copiii, și copiii pot să fie înviați. A înviat un tinerel care, al văduvei din Nain, care era aproape de cimitir, pe fiica lui Iair, a înviat-o în casă. Pe ăsta l-a înviat la poarta cimitirului. Că Dumnezeu ne arată că pot muri și tinerii și poate învia și tinerii. Și ca păcate și chiar de la marginea iadului poate să-i învieze. Și l-a înviat pe Lazar, care a fost chiar în mormânt și putred, că Dumnezeu ne arată că poate să învieze și adulții în orice păcate o ar fi, cât chiar dacă ar mirosi numai a păcat în urma lor. Și sufletul lor să miroase la nu știu ce, să zicem, n-am cuvinte de gunoaie sau de mirosuri pestilențioase, atât de încât să nu poată, să zicem, Dumnezeu să-i învie și pe aceștia.
Și vedeți când a apărut, de câte ori a apărut Iisus Hristos față în față cu moartea, când noi apărăm față în față cu moartea, știți cum vine moartea? Nu cu Goliat, e nimic sau Godzilla, vine ca, nu știu ce să zic, așa ca un uragan uriaș care nu-i stă nimeni în cale. Și când vine moartea, noi toți trebuie să facem cât un pas, doi înapoi, trei pași facem înapoi, că ne este frică. Dar când moartea a fost față în față cu Hristos, moartea a început să facă pași înapoi. Și mulțumim acestui Dumnezeu. Vedeți, s-au ridicat o mulțime de oameni, o mulțime de bariere, a fost o mulțime de furtuni, o mulțime de prigoane. Au fost lanțuri, au fost lei, au fost torțe, ruguri aprinse, ghilotină, Auschwitz, COVID-ul de astăzi. Dar Hristos n-a fost biruit de nimeni, niciodată slăvit să fie numele Lui. Hristos, când a înviat, a vizitat locuința morților. Noi știm lucrul ăsta că a vizitat și locuința morților. Înainte să zic să învieze și locuința morților, nu l-a putut ține. Pentru că El este Dumnezeu. Pentru că El este mielul rege. Pentru că El a biruit totul. Mă gândeam astăzi, băi, până și Stalin, mă, care a fost președintele mondial al ateilor. În momentul în care a murit, Stalin ca ateu, ce Dumnezeu, ce Biblie. Nevastă sa i-a împrăunat mâinile pe piept ca la creștin. Liu Valas a fost un general care era atât de enervat împotriva Domnului Iisus încât a spus, eu mă duc în toată lumea, o să adun dovezi, o să scriu o carte, îl distrug pe Iisus Hristos. Și a scris una dintre cele mai frumoase cărți din lume, Ben-Hur. A fost și Hristos l-a biruit. Că știi ce facem? Noi când pornim la luptă cu Dumnezeu, da? De fapt, luptăm împotriva noastră. Dar ne biruim singuri. Și mulțumim că biruințele astea ni le dă Dumnezeu. Și al patrulea lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta, despre acest miel minunat. Vedeți ce declarație frumoasă a făcut Ioan Botezătorul? Spuneți-mi dacă mai este vreo declarație mai frumoasă, mai măreasă decât asta. Al patrulea este singurul nume rostit în cer. Apropo, v-ați gândit vreodată cum este numit Iisus Hristos în cer? Îi se spune Mesia? Îi se spune Iisus? Îi se spune Fiul lui Dumnezeu? Cum credeți că este numit Iisus Hristos în cer? Mielul. Dacă stăm și ne uităm în Biblie, haideți că o să vedem, o să vă citesc câteva versete. Apocalipsa 6:9. O să le citesc versetele astea, sper. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați din pricina cuvântului Dumnezeu. Deci cum este numit Iisus Hristos în cer? Mielul care a rupt pe cetea, da? Apocalipsa 7:10. Vă zic mai multe versete, le cităm, că sunt în Biblie. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului este mântuirea. Da? Mântuirea este a mielului. Apocalipsa 7:17. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Mielul care șterge lacrimi. Apocalipsa 14:10. Spune așa. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Vorbește aici despre fiară. Și zice, turnanea amestecat în paharul mâniei lui. Și va fi chinuit, fiți atenți, în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngerilor și înaintea mielului, spune cuvântul Dumnezeu. Apocalipsa 15:3. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului. Deci are cântări în cer mielul acesta, Hristos. Apocalipsa 19:9. Spune așa. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta, eu sunt un preună slujitor cu tine și, nu știu, cred că 19:9, am citit cu 10, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, deci va avea o nuntă în cer mielul. Apocalipsa 21:23. Spune așa, cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei lui este mielul. Băi, oameni buni! Deci v-ați gândit vreodată atâtea lucruri extraordinare despre mielul acesta. Apocalipsa 22:1 și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Și Apocalipsa 22:3 spune, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului va fi în ea, robii lui îl vor sluji.
atâtea lucruri extraordinare despre miel. Eu nu m-am gândit, eu vreau să mulțumesc că ideea asta am auzit-o la Raul Todincă de la Harvest, că a spus care va fi numele lui Iisus în ceruri. Care va fi, cum va fi strigat în ceruri? Și el a spus mielul și am zis, Doamne, extraordinar. Și după aia am căutat și sunt atât de multe lucruri. Mielul are o carte, spune că este o carte a mielului în ceruri. Mielul are o mireasă, mielul are o nuntă, mielul are o ospăț. Acolo, sus în ceruri, mielul este cel mai important personaj din cer. Totul se învârte în jurul lui. Și pe mielul acela trebuie să-l slujim noi. Și haideți să vă mai spun ceva frumos. Și o să mai facem și noi la sfârșit în seara asta. Spune în Apocalipsa, în capitolul 5, de la versetul 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrenic ești tu să iei cartea și să-i rus pecețile, căci ai fost junghiat, ai fost răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de 10 de ori, 10.000 și mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava. Și pe toate făpturile care sunt în cer și pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se afla în aceste locuri le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim pentru că în seara aceasta am învățat ceva despre, deosebit despre mielul lui. Și mulțumim lui Dumnezeu că putem să fim cu toții iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare și cu aceasta o să închei. Fratele Richard Bumbran povestește asta. Spune că era o zi de Paști. Și Richard Wurmbrand, unde stătea deasupra în București la un apartament, sub ei, era un restaurant. Și a intrat un rus cu o pușcă. Și a început rusul să strige pe acolo, înnebunit, și ăștia nu știa nimeni rusește, nici barmanul nimic. Barmanul a trimis repede la Wurmbrand, a spus, pastore, pastore, te rog, vină repede până în restaurant, zice că face unul o nebunie aici, mi-e frică că ne împușcă pe tot, nu ne înțelegem, dumneata știi rusește. Și s-a dus Richard Wurmbrand și l-a întrebat în rusește, zice, da, ce doriți? Și a zis, doresc băutură. Ce doriți? Vreau o sticlă de vin. Și Wurmbrand s-a dus cu nevastă sau o femeie mică firavă. Și a zis, stați aici la masă, ăla cu pușca lângă el. Wurmbrand a stat la masă. Rusul a luat sticla de vin, a pus vin în pahare, în trei pahare. A băut un pahar, zice Richard Wurmbrand, na, noi am stat acolo, noi nu bem vin, dar le-a băut el și pe ale noastre. Mai vreau o sticlă de vin. A băut a doua sticlă. Păi mă gândeam, care pocăit mă ar sta lângă unul care bea? Wurmbrand n-a plecat. Și când vorbea numai cu el, zice, mai vreau o sticlă de vin. Wurmbrand îi zice la ospătar, mai adu o sticlă de vin. Ospătarul venea să creadă, un pastor să faci să comanzi în restaurant sticlă de vin. Și după ce a băut și s-a îmbătat ăsta, la un moment dat, după un timp, Wurmbrand începe ca să-i vorbească de Domnul Iisus. Începe să-i spună despre mielul lui Dumnezeu și la un moment dat îi spune ofițerul ăsta rus, beat, mort. Oho, oprește-te, zice. Oprește-te, nu mai spune nimic. A spus, pastore, eu am fost preot ortodox. Dacă ne-au venit comuniștii și m-au amenințat cu pistolul la tâmplă că mă împușcă pe mine și toată familia mea dacă nu renunț la credință, mi-a fost teamă și am renunțat. Apoi au venit, zice, comuniștii și m-au împins ca să le vorbesc cu oamenilor împotriva lui Dumnezeu, să fiu un fel de conferențiar de ăsta ateu, un fel de lector al ateilor care să le vorbesc despre comunism și împotriva lui Dumnezeu, că eu știam despre Dumnezeu. Și am început să le vorbesc și am început să le vorbesc și am început să mă răcesc. Și m-a dus până toate satele și a venit nenorocitul de război. Și când a venit războiul, trebuia cineva ca să îi împuște pe cei care nu se subordonau. Și trebuia să fie un killer, un om care împușcă. Și a zis, vezi mâna asta? Eu cu mâna asta am botezat. Eu cu mâna asta am oficiat cina. Eu cu mâna asta, zice, m-am închinat cum se închină ortodoxii. Eu cu mâinile astea le-am ridicat pe Dumnezeu și cu mâinile astea am împușcat sute de oameni. Și am împușcat o mulțime de oameni, zice. Și Wurmbrand este șocat când aude. Și spune Wurmbrand la un moment dat, domnule capitan, dumneavoastră mai știți crezul? Și a spus, pastore, nu mai știu crezul, că l-am uitat.
Și atunci Vumbrand începe să-i citeze crezul, îi recită crezul acesta, crezul ortodoxilor. De fapt, este un singur crez. Și când ajunge acolo și spune, cred într-unul singur botez, într-o mântuire a păcatelor, îi spune, tovarășe capitan, dumneavoastră mai credeți în iertarea păcatelor? Nu credeți în botez, a zis, cred. Credeți în iertarea păcatelor? Și a spus, nu. Păi cum adică dumneavoastră? A zis, nu, eu cred că botezul iartă păcate, că așa cred ortodoxii, da? Dar eu nu cred că poate să-mi ierte mie. De ce? Păi zice, eu sunt extraordinar de păcătos. Eu nu mai pot ca să fiu iertat. Eu am foarte multe păcate. Da, dar zice Vumbrand și spune, cred într-un singur botez care iartă păcatele. Nu spune 1, 10, 50, iartă toate păcatele. Și spune, dar dumneavoastră mai știți versetul acela care spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul întregii lumi? A spus, spune întregii lumi. Și pe al dumneavoastră, zice domnule capitan, Hristos poate să ierte păcatul. Și ce spune Richard Vumbrand? Am intrat în cârciuma aia, omul ăsta era beat mort. Dar după ce i-am spus lucrurile astea, omul ăsta s-a pocăit și a devenit unul din creștinii ruși care vizitau biserica lui Vumbrand. Și când a plecat înapoi în Rusia lui, a dus credința mai departe și a fost persecutat. Pentru că a întâlnit într-o zi cea mai mare declarație din lume. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și mulțumim că le-a iertat și pale noastre. Și mulțumim că chiar dacă a fost un moment de teamă la un moment dat în grădina Ghețimanii, a venit un înger care l-a întărit și a spus, tu ești mielul, tu ești mielul, tu ești singurul miel, tu ești unicul, nu există un alt plan, este singurul plan. Și Domnul a zis, facă-se voia ta, Dumnezeu, facă-se voia ta, m-am întrupat, am să mor și am să iert păcatele omenirii. Și mulțumim că păcatele alea ne le poate ierta și nouă. De-aia spun bătrânii ăia în Apocalipsa, de-aia spun ființele vii, de-aia spune tot cerul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este mielul. Și îi cântă o cântare nouă. Slăvit să fie numele Lui în veci. Asta a vrut să ne învețe în 2021 de bobotează Domnul. Să ne uităm la El ca singurul miel care trebuie să fie urmat. Amin.